Doamnelor și domnilor, imnul de stat al Republicii Moldova. Președintelui Republicii Moldova, în temeiul articolului 98, aliniatul 4, din Constituția Republicii Moldova, al articolului 8, aliniatul 4 și 5, din legea cu privire la guvern, al articolului 14, aliniatul 4, din legea privind statutul juridic special al găgăuzierii, în baza votului de încredere acordat de Parlament, se numește guvernul în următoarea componență și se invită pentru depunerea jurământului. Domnul Dorin Recean, prim-ministru. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova. Să respect Constituția și legile țării. Să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Domnul Dumitru Alaiba, viceprim-ministru, ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Nicolae Popescu, viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe și integrării europene. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Vladimir Bolea, viceprim-ministru, ministru agriculturii și industriei alimentare. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea prosperității Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova.
Domnul Oleg Serebian, viceprim-ministru pentru reintegrare. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Doamna Ana Revenco, ministru al afacerilor interne. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Veronica Sirețeanu, ministru al Finanțelor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Veronica Mihailov Noraru, ministru al Justiției. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Domnul Anatolie Nosatei, ministru al Apărării. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suverenitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Dabija, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Thank you.
domnul Victor Parlikov, ministru al energiei. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Doamna Iordanca Rodica Iordanov, ministru al mediului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Alexei Buzu, ministru al Muncii și Protecției Sociale. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Domnul Anatolie Topală, ministru al Educației și Cercetării. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Ministru al Sănătății. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Sergiu Prodan, ministru al Culturii. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Thank you.
doamna Irina Vlah, guvernator Bașcan al Găgăuziei, Găgăuzierii, se confirmă în funcția de membru al guvernului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Se oferă excelenței sale, doamnei Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Stimate domnule prim-ministru, stimați miniștri, aveți de administrat treburile țării într-o perioadă foarte dificilă, marcată de multiple crize. Așteptările oamenilor față de dumneavoastră și față de stat în general sunt foarte mari. Republica Moldova trebuie nu doar să reziste, ci trebuie să se dezvolte. Responsabilitatea noastră este să protejăm oamenii de crizele care ne afectează țara, dar și să investim în viitor. Sarcina noului guvern este să ofere siguranță cetățenilor și să pună Republica Moldova pe un făgaș de reconstrucție și dezvoltare în pofida crizelor. Proiectul nostru de dezvoltare este aderarea la Uniunea Europeană. Doar așa ne putem păstra și consolida democrația, putem să accelerăm creșterea economică și să ridicăm nivelul de trai al oamenilor. Schimbările pe care trebuie să le facem pentru a îndeplini condițiile Uniunii Europene nu sunt doar cerințe ale procesului de aderare. Ele sunt premisa bunei funcționări a statului. Nu le facem pentru cineva, le facem pentru noi, pentru îmbunătățirea situației în justiție, pentru creșterea competitivității economiei și, respectiv, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor. Îndeplinindu-le, vom apropia statul de cetățean. În acest an și în anii care vin, trebuie să reconstruim economia. Politicile noastre trebuie să motiveze oamenii care muncesc, să-i motiveze pe cei care creează locuri de muncă, pe angajații conștiincioși. Obiectivul este să creăm mai multe locuri de muncă, să creștem productivitatea muncii. Avem nevoie de măsuri ferme în domeniul economic, care se vor reflecta în creșterea nivelului de trai. Avem nevoie de pași hotărâți pentru a consolida securitatea țării. Războiul din Ucraina continuă și acest război comportă riscuri și pentru noi. Amenințările la adresa țării noastre rămân ridicate. Tentativele de destabilizare sunt o realitate și pentru instituțiile noastre reprezintă o adevărată provocare. Am încredere că vom menține pacea și ordinea în țara noastră. Îi vom proteja pe cetățenii Republicii Moldova și pe toți oamenii care trăiesc aici. Guvernul trebuie să continue eforturile de curățare a justiției. Avem responsabilitatea în fața oamenilor să facem dreptate în țara noastră. Este una dintre promisiunile noastre în fața cetățenilor și ne vom ține de cuvânt. Oricâte blocaje, oricâtă rezistență ar fi, schimbările din justiție trebuie continuate și accelerate. Trebuie să continuăm reconstrucția localităților. În acest an și în anii care vin, guvernul urmează să finalizeze și să pornească noi proiecte de infrastructură în localități, în cadrul programului Satul European și în cadrul altor programe. Investițiile în infrastructură vor schimba calitatea vieții în localitățile din țară. Oamenii trebuie să vadă mai multe drumuri de calitate, să simtă că satele și orașele lor se schimbă în bine, că au școli și grădinițe europene,
ca au spitale și servicii medicale mai bune. Viața în Moldova poate fi mai bună și în sate și în orașe. Noul guvern trebuie să păstreze Moldova în lumea țărilor libere, unde viața omului contează și unde fiecare poate gândi și acționa liber, își poate construi viața pe care și-o dorește. Cetățenii rămân îngrijorați, iar guvernul trebuie să răspundă acestor îngrijorări în toate domeniile. Aștept de la guvern să comunice deschis și direct cu oamenii, să informeze clar despre tot ceea ce face. Vreau să folosesc această ocazie să-i mulțumesc încă o dată Nataliei Gavrilița și colegilor care pleacă astăzi din guvern. Vreau să le mulțumesc pentru efortul extraordinar pe care l-au depus în cele 18 luni de mandat. Domnule prim-ministru, stimați miniștri, aveți în față o sarcină dificilă, dar eu știu că veți reuși. Am încredere în Republica Moldova și în puterea noastră de a o reconstrui. Succes! Doamnelor și domnilor, stimați membri ai guvernului, ceremonia a luat sfârșit. Vă invităm la o fotografie comună cu președintele Republicii Moldova. Okay.